Cât înseamnă egalul ăsta, Meme, pentru, încep pentru voi, în primul rând, pentru că, na, în echipă e că s-a mai adus un zâmbet pe buze spre final după... Cred că atârnă foarte greu la CFR. Pentru că două meciuri au pierdut 4 puncte în ultimele faze ale meciurilor și celălalt au pierdut 2 puncte cu Botoșanu după minutul 80. Niciodată nu s-a întâmplat ca CFR să aibă o asemenea serie, dar pe noi, chiar dacă e bine să te uiți în curtea ta, că așa e normal, dar până la urmă noi nu jucăm doar noi, ci joacă și CFR-ul. Noi dacă jucăm și câștigăm tot și CFR-ul câștigă tot, nu ne ajută cu nimic. Dar noi avem speranțe mari pentru că vedem CFR jucând un fotbal mult sub nivelul la care o făceau chiar și în 2021 spre finalul anului. Adică am văzut un CFR care cu noi a marcat 3 goluri din urma unor devieri și un noroc din ăsta chior, iar astăzi dând gol din nimic, pentru că a fost o greșeală gravă a lui Mateiu, pas fără să se uite cui pasează, iar după aia șutul lui Petrila a fost un șut nici măcar decent, nu poți să-i spui un gol de portar. Frumos. Frumos șutul. Nu poți ideea și execuția nu poți. Un gol de portar nu poate să fie frumos, a fost un șut. Nu, frumoase sunt golurile marcate de Octavian Popescu, nu. Te-aș contrazice. Mi se pare că okay, e un fotbalist. Eu zic că e un gol de portar. Avem și nu este diferite. Primul gol de portar pe care îl ia Craiova, Piliaceli chiar dacă voi. Liga Profesionistă de Fotbal l-a nominalizat cel mai portar de 2 ani la rând. Eu nu l-am văzut un portar atât de valoros. Bine, pentru mine portarul trebuie să aibă 1,90 m. Asta este. Da. Și chiar am plecat înainte de a marca CFR pentru că o scosese Camora și cu Marea Dor pe linia porții și a zis, înainte de a marca Universitatea. Zic că asta este Petrescu, știm cu toții câștigă fără joace. Scuză-mă, vreau să ascultăm e Camora o primă intervenție, după aia Costele să-mi spui și părerea ta despre jocul CFR-ului. Tat, a avut atitudine și cum ai spus și tu, la deja e a treia meci care suntem egalați pe final. S-au pierdut puntele ușor. Și dar asta este, trebuie să revenim și să încercăm să câștigăm deja meci de marți. S-a întâmplat în repriza a doua, CFR-ul a apărut așa, în genunchi, dacă pot să spun, nu ați reușit foarte multe lucruri, ați fost asaltați de cei de la Craiova. Au fost asaltați, dar au și echipă bună, o echipă cu o fotbalist bun, părerea mea, nu cred că merită la ce jucători au și nu cred că merită pe ce loc sunt, dar asta este, m-au împins. Noi trebuia să ținem un pic mai de minge, dar acum nu putem face nimic. Crezi că e o problemă că luați și în acest an ați luat gol în ultimele minute, în fiecare partidă? Da, mai ai dreptate. Asta e cea mai mare problemă. Luăm gol cu FCSB ultima fază, acum ultima fază, cu Botoșan ultimele minute. Trebuie să fim concentrați 90 de minute și să, cum ai spus înainte, acum nu mai avem nevoie să... Nu avem voie să plângem, dar să lucrăm și să câștigăm următorul meci. Cum ai văzut tu arbitrajul din această seară? Zic că au făcut oricum un arbitraj bun, dar s-au dat, cred că, cartonaș foarte, foarte ușor. S-au uitat, e galben, a doua galben, da, corect, mă dai a doua galben, e corect, dar cred că s-au dat, nu numai mie, cartonaș galben foarte ușor. Dar mi s-a părut un arbitraj bun și la ce zice colegii, eu acum n-am văzut ultima fază care deja e în vestiar. E că la out, era ultimul out, e out pentru noi. Și cum e normal, nu au văzut. Ți se pare că începe să pierdeți așa viteză sau aveți vreo explicație pentru care n-ați reușit nicio victorie în acest an? Multă explicație. Adversarea și adversarii au fost puternici. Dar până la urmă depinde de noi. Și asta e bine. Să depindem numai de noi. Trebuie să ne unim și să luptăm fiecare meci. Fiecare meci să fie o finală pentru noi și asta trebuie să fie secretul nostru. Începe să fie așa o presiune pentru voi că s-ar putea apropia FCSB? Presiune la CFR tot timp. Nu e din cauza FCSB. Tot timp e presiune și mai mult când nu câștigi un meci, două și acum trei, tot timp e presiune, dar nu, cum am spus înainte, numai să fim, trebuie să fim e la fel de uniți și să fim un pic mai concentrați că dăm drum la victorie
Cred că asta e ce lipsește la noi, o victorie, că după aia zic că merge bine. Dar, cum a spus, e bine că depinde numai de noi. Spuneai că lipsește o victorie, lipsesc și salariile, sunt restanțe în acest moment? Aia sunt discuții pe care noi am avut deja cu conducere, ei știe, au vorbit cu noi și cu siguranță va rezolva, că noi avem încredere și au vorbit cu noi și săptămâna asta. Nu se pune nicio problemă și nu e nicio scuză pentru acest 3 rezultat. Cum va fi perioada următoare, Mario, cu meciuri din 3 în 3 zile, aproximativ? Asta este. Așa e calendar. Nu e numai pentru noi, pentru toate echipele. Și bine că avem un lot mare și trebuie să, oricine joacă, cu siguranță o să facă o treabă bună. Mulțumim! Da, l-am auzit pe Camora, îngrijorat pe bună dreptate, Costeleție. Cum ți s-a părut? Mie mi s-a părut un joc foarte bun al Craiovei, deși le-au lipsit mulți jucători importanți. Și asta cred că spune foarte mult despre jocul prestat de CFR. Și cred că cei care trebuie să considere norocoși în seara asta sunt cei de la CFR. Pentru că fără doar și poate Craiova trebuia să câștige acest meci. A dominat total meciul de la început până la sfârșit. Au avut mari ocazii de gol. A fost un meci frumos. Pentru noi cei neutri a fost un moment extraordinar, o seară frumoasă. E greu să fii implicat într-un astfel de meci emoțional. Pentru noi cei neutri, da? Da. Doi suntem relaxați. CFR-ul din seara asta nu este campioana României din ultimii ani. Vezi motive de îngrijorare pentru Petrescu în perspectiva play-off-ului, a titlului? Sau crezi că e o problemă de moment, de început de an? Sunt motive mari de îngrijorare. Nu poți să fii liderul campionatului cu 8 puncte și să te aperi 85 de minute. Să nu ai o posesie. Posesie cred că a avut nici 30% n-au avut. Da? Multe atacuri periculoase, 2 cartonașe roșii. Da? Cred că sunt probleme în interior acolo. Nu știu, contează mult cum va gestiona această situație. Dacă CFR-ul iese bine în următoarele 2-3 etape, poate să-și revină. Dar dacă nu depășește perioada asta, atunci vor fi probleme. Meme. Ar fi o explicație dacă într-adevăr, dar asta nu a DSP și cei de la CFR știu, dacă într-adevăr au fost jucători cu COVID, cum s-a scris, că eu spun ce am citit, că n-am de unde să știu ce se întâmplă acolo. Atunci, într-adevăr, poate să existe o explicație că au fost unii jucători care au fost au evoluat sub cota lor. Eu remarc evoluția unui jucător care, în opinia mea, a fost cel mai bun de pe teren, Alexandru Crețu. Da. Care a făcut un joc, da, excepțional. Cel mai bun meci al lui de la un joc excepțional. A fost pe tot terenul. L-am văzut de câteva ori centrând de pe partea dreaptă, din flancul drept, unde era nevoie de superioritate, acolo se ducea cu jocul. Foarte bun joc făcut de el. Și acum, ce să spui, Craiova, dacă jucau cu Găman și Marius Constantin, amândoi titularii fundași centrali, cu Nistor și cu Liesuri, singurii interi de... Hai să-l ascultăm pe Petrescu. Petrescu. Nu se arăt. Ce mai pot să zic? Dacă al treilea meci la rând, suntem egalați în ultimul minut, mă dați seama starea mea și a jucătorilor. S-au schimbat toate. Într-un campionat n-am făcut niciun egal și m-am trei meciul la rând, egal și egalați, dramatic. În ultimul minut. Craiova a jucat bine. Dacă ei pe total meritau egalul, dar n-avem voie să luăm așa gol. N-aveam voie să luăm roșu, n-aveam voie să luăm gol. Au fost prea multe greșeli și plătim greșelile astea. Dar ce s-a întâmplat la pauză? Pentru că după pauză a apărut că echipa dumneavoastră nu mai este așa prezentă în meci. Da. Păi era o stare parcă de oboseală, am simțit. Jucători care nu s-au antrenat, gen Camora și Bordeanu. Plus că Craiova a început extraordinar episodul ăla. N-am mai făcut pressing, n-am mai stat sus și au calitate foarte multă și de la Craiova și au avut ocazii foarte multe. Le reproșați jucătorilor cu experiență care au luat aceste cartonașe roșii și vă așteptați la ora asta n-am ce să reproșez la nimeni nimic pentru că sunt prea supărat și prea la cald. Aș vrea să vorbesc altă dată despre meci,
n-am timp să-l văd, eu trebuie să plec acum, pentru că programarea noastră a fost făcută extraordinar. Peste două zile jucăm. Mulțumim celor care ne ajută și vor să nu mai stăm pe primul loc. Pentru că de acum, dacă plec cu mașina, s-ar putea să nu merg cu avionul, ajung cu o zi înainte de meci. Adică luni. Că cum poți să pui marți? Meciul cu noi a terminat meciul duminică. Nu? Azi e duminică și noi jucăm marți. Mi se pare penibil că suntem programați marți. Dar asta au făcut și eu data trecută. Și n-am timp să mai vorbesc de meciul ăsta. Vă spun sincer, sunt foarte, foarte trist. Ați văzut și voi totul. Pentru că e al treilea meci la rând, de-aia suntem așa. Credeți că e o problemă că echipa dumneavoastră încasează goluri pe final și pierdeți victoria? Dacă încasăm, normal. Jocul se joacă pe goluri, pe victorii. Preferam să câștigăm două meciuri și să pierdem unul, dar trei egaluri în momentul ăsta nu ne ajută la nimic, doar faptul că n-am pierdut, singurul lucru pozitiv. Pentru că am jucat împotriva unei echipe foarte, foarte bune și când iei în ultima secundă gol, chiar ultima secundă, bine, și 6 minute poate au fost multe, dar n-are rost să mai vorbim. Sunt convins că a fost un penalti clar la 1-0 la Debeliuc. O să-l vedeți toți, dar nu mai putem zice nimic când luăm gol minutul 96, pardon. Atunci nu mai avem ce să spunem. Deci, ce nume ați reproșa lui Hațegan, mai ales că... Nu am ce să-i reproșez la nimeni. Au mai fost discuții în trecut legat de Hațegan. Astăzi vi s-a părut mult mai ok? Nu, eu n-am ce să-i reproșez nimic. Cât de dificil va fi în meciurile următoare, ținând cont că jucați aproximativ din 3 în 3 zile, fără Bolgădean? Deci, noi din două zile. Nu știu când joacă Craiova, dar noi jucăm peste două zile. Dacă vi se pare corect. Camora și Bordeianu până la urmă au avut COVID? Nu. Camora și Bălăgrădean să suspendați, m-am zis. Mai sunt accidentări, sunt foarte multe accidentări în momentul ăsta. Și să vedem ce mă și pe găsim. Și sunt jucători care au rămas acasă cu niște lovituri și nu știu dacă le facem până marți. Va fi foarte greu meciul de marți pentru că UTA astăzi a câștigat. Pierde viteză CFR-ul, așa simțiți? Am pierdut puncte, nu viteză. Noi de jucat am jucat bine 3 meciuri. Ținând cont de adversari, de FCSB, Botoșan și Craiova, noi am jucat bine, dar din păcate n-am câștigat. Considerați că Universitatea Craiova se mai poate gândi la campionat? Nu știu, foarte greu să vorbesc pentru ei. Cred că antrenorul lor trebuie să vorbească. Cred că obiectivul lor numărul 1 acum e să califice în play-off. Pentru că nu sunt siguri și după aia, sigur, ei la ce lot au și la ce antrenor au, ar trebui să aibă mai mari pretenții. Problemele financiare ar putea fi o explicație pentru care jucătorii nu mai sunt atât de concentrați? Nu avem voie, indiferent ce se întâmplă cu banii sau nu se întâmplă, n-ar trebui să afecteze jucătorii, pentru că jucătorii și eu inclusiv vom primi banii 100% până la urmă, dar asta nu e o scuză care ar trebui să o spunem. Nu cred că ar trebui să găsim o scuză. Care ar fi jucătorul meciului pentru dumneavoastră în meciul de astăzi? Da, greu de spus acum. Sunt prea supărat să mă gândesc la jucătorul meciului. Bine? Mulțumim. Bun, Dan Petrescu, joacă în două zile. Nu știu exact. Dacă pleacă cu mașina acum, ajunge luni. Întrebarea este, ce mașină are? Are vreo mașină de jucărie și trebuie să o tragă până la Cluj pe jos? Sau se referă la vreo mașină de tuns cu care pe care o pune în buzunar? Am văzut că are perciunii tuși frumos. Păi nu se poate să bască în pihalul ăsta. Bă, UTA a jucat în aceeași zi și are meci cu UTA. Ce? Nu înțeleg cum poate... Și bine, și reporterii, iertați-mă, dar pot să spun, cum, domnule, joci poimine că azi e sâmbătă, că nu e duminică. Nu e duminică, e sâmbătă. Nu știu, e... Este ceva incredibil, adică, bă, chiar nu poți să ai simțul ridicolului deloc, deloc. No. Și 6 minute prea multe, și penalti. Păi după meciul cu Botoșan a zis că au fost 4 penalti, din care 3 clare, n-a fost niciunul. Acum zice că a fost penalti la Debeliu. Păi nu l-am văzut în Careu vreodată. Incredibil. Ascultăm și opinia lui Matei, după aia. Matei săracu. Cum vă simțiți acum la finalul unui meci împotriva CFR? Da, un meci frumos. Pasez meciurile de jucat, sunt plăcute. Ne simțim puțin fericiți, dar un pic dezamăgiți că meritam, cred că, mai mult în seara asta. Eu am avut un șut pe poartă și ăla de la, din Munghi, 35 de metri sau cât a fost, să dai așa. Cred că e puțin de noroc. Și am avut 5 ocazii, scoate de pe linia porții. Ne pare rău. Ne pare rău că n-am scos cele 3 puncte. Ne pare de mister că merita această victorie. Nu este de vină mister că eu dau pas în spate și după aia dă Petrie la gol de la 35 metri, incredibil. Păcat. Mergem mai departe, ne așteptă un meci important cu Dinamo, după aia acasă cu cei din oraș, două meciuri frumoase și astea sunt meciurile de jucat.
Cum îți explici eroarea făcută la golul CFR-ului? Se simte faptul că n-ai mai jucat de 4 luni? Sincer, mă așteptam să fie mult mai greu, dar chiar m-a simțit bine și nu cred că s-a simțit deloc. Eroarea aia nu m-am informat foarte bine și puteam să am noroc să scap. Da, Petri a avut o execuție de senzație. Felicitări! Au fost totuși două reprize diferite pentru Craiova. În prima nu ați existat foarte mult. În a doua, ce s-a întâmplat la pauză? Cum v-ați revenit? Da, simțeam că suntem buni, știm ce calități avem. Cred că și prima repriză am dominat. Poate nu cu la fel de multe ocazii, dar am jucat bine și prima repriză. E îngrijorător pentru voi pentru că pierdeți oameni la fiecare meci și vă subțiați din ce în ce mai tare? Da, sper să n-aibă nimic nici Bayram. Este un jucător foarte bun, a jucat foarte bine azi și păcat că prindea încredere și eu zic că de la meci la meci evoluțiile lui erau foarte bune. Există o presiune pe voi în perspectiva calificării în play-off? Ne dorim foarte mult să intrăm cât mai repede și să scăpăm de grijile astea. Nu este nicio presiune, că suntem jucători buni și cu siguranță vom adura puncte în meciurile următoare. Totuși, o victorie în ultimele 10 meciuri nu e prea puțin pentru ambițiile Craiovei? Este puțin, normal, că ne dorim să batem meci de meci. Avem un lot bun și trebuie să o facem. Dar arată mult, avem multe ocazii, jucăm bine, dar nu. CFR-ul are ocazie de gol și putea să determine și 1-0 pentru ei, nemeritat. Noi avem 10 ocazii și nu putem să câștigăm. Poate în viitor, din două ocazii, marcăm două goluri sau din 3-2. Sperăm. În anii trecuți ați mers cap la cap cu CFR privind lupta la titlu. Ce s-a schimbat anul acesta, ținând cont că mai sunt 16 meciuri oficiale și voi sunteți foarte departe de ei? Nu cred că sunt în măsură să spun ce s-a schimbat sau nu știu. Noi ne dorim, dăm totul la fiecare meci. Așa a fost să fie și trebuie să ne uităm înainte și să facem mult mai mult de acum încolo. Mulțumim! Plăcere, la revedere! Bun, l-am auzit pe Mateu, nu l-am mai văzut de mult jucând, dar realitatea asta este, își asumă, e elegant din partea lui, dar spune, dom'le, nu e antrenorul de vină când eu pasez aiurea în spate și, da, într-un fel, mi se pare un gest așa de bărbăție să-ți asumi. Păi nu cred că avea altă variantă, pentru că a fost atât de mare greșeala lui Alex. Putea să ignore. Auzi, da, era la un moment dat întrebat, dar putea să ignore. Zicea, dom'le... Da... Ok, a făcut, a muncit, după aceea a încercat să recupereze greșeala, până la urmă l-a ajutat rezultatul. Pentru că dacă Creva nu scria pe final, toată lumea se gândea la acea pasă a lui Mateu înapoi, la practic contribuția lui decisivă în scria golului. Bine, cred că aici sunt de acord cu Mihai și Piliaceli. Putea să scoată mingea. Absolut, putea. Revenim pe fazele respective, ascultăm pe probabil cel mai bun jucător al Craiovei, Crețu. Da, am luat un punct pe final. Cred că e cel mai frumos să scrie minutul 96. Am marcat. Am întâlnit o echipă bună, am întâlnit CFR, campioana României de 4 ani. O echipă cu jucători experimentați. Cred eu că după aspectul jocului, cum am ieșit a doua repriză, cred că merită mai mult de un punct. Dar ne bucurăm și pentru punctul câștigat, că am intrat a doua repriză în dezavantaj. Ce s-a întâmplat la pauză încât să veniți total schimbați de la vestiar? Mister ne corectează greșelile pe care le facem în prima repriză și e clar că totul depinde de noi. Și în prima repriză și în a doua repriză trebuie să ieșim montați chiar din prima repriză. Într-adevăr, ne-am montat mai bine. Ne-am dăruit mai mult a doua repriză, ne-am dorit victoria și ne bucurăm și pentru punctul luat. Vă simțeați, nu știu, în stare să obțineți ceva din acest meci când ați văzut că deja încep colegii tăi să se accidenteze, să fie nevoie să fie schimbați? E clar, când apar accidentări în timpul jocului, ritmul jocului se duce un pic în jos. Dar clar, după aspectul jocului ne doream victoria. Îi simțeam pe cei de la CFR în corzi și vreau să câștigăm. Dar după cum ați văzut, un punct e bine meritat pentru noi seara asta. Începe acum să se mai ducă din presiune, ținând cont de punctul acesta. Mă gândesc că în ultimele 10 partide ați câștigat doar o dată. Într-adevăr, nu cred că trecem prin cea mai bună perioadă a noastră. Poate e o perioadă nemeritată, dar
noi muncim, ne pregătim zi de zi și sperăm să se întoarcă toate astea. Cum va fi pentru voi lupta aceasta pentru play-off, pentru că e destul de încinsă, iar voi aveți probleme de lot în continuare? E clar că se va juca până la ultimul meci. Mai sunt 6 etape, dacă nu greșesc, și campionatul se joacă. Mulțumim! Da. Bun, la un moment dat domnul Copos a tras ca la meciul cu PSG, siguranțele nu se mai vedea Crețu, până la urmă s-a restabilit. Bine, acceptăm că este o glumă, că a tras domnul Copos. Și oricum domnul Copos e cu barca acum. Nu trebuie să se înțeleagă. Vedem și reacția lui Petrescu la gol și reacția lui Regecamp. Reacția lui meme n-a fost filmată. Dar vedem descătușarea lui Regecamp. Adică știi că tentația este să vorbești cât mai mult de CFR Cluj, de ce pățește CFR Cluj, și să neglijezi până la urmă problemele pe care le-a avut Regecamp, ghinionul pe care l-a avut Regecamp în ultima, accidentările, adică și în meciul ăsta ți se rup colici, ți se rupe Bayram. Nu mai știe ce să inventeze. Nu, uite, chiar... pentru prima dată Bayram a jucat pe poziția de al doilea atacant, numărul 10. Deci, practic, în prima repriză au jucat Câmpanu, Bayram și Ivan în spatele lui Colici. Și cu doi închizători, unul provenit din fundaș central, celălalt închizător. Adică, el a făcut... nu prea avea ce să facă cu un stângaș, fundaș dreapta. Ok, a mai jucat Vătăjelul acolo, dar totuși un stângaș, fundaș dreapta, care e un mijlocaș stânga, practic, Vătăjelul. Și cu toate astea, uite, și cu... dar eu ce am văzut la CFR, o chestie pe care aș fi și asta aș fi rodit să închei, niciodată n-am văzut CFR cu probleme în jocul aerian cum am văzut astăzi. Au dat cu capul Colici, Pap și Crețu în fața lor. Ne întoarcem pe analiză după ce ascultăm pe Regecamp. Câștigat cu foarte multă muncă. Din păcate nu am reușit să marcăm și la celelalte ocazii care le-am avut, dacă stau să mă gândesc. Am început foarte bine, avem o ocazie foarte bună cu Ivan. Dacă vă aduceți aminte, la meciul de la Sepsi marchează dintr-o poziție mult mai dificilă din alergare. Acum a avut o... probabil puțin a fost lejer în momentul când a primit mingea. Sunt bucuros în primul rând pentru atitudinea jucătorilor, pentru ceea ce au arătat în teren. Pentru că nu este greu, avem foarte mulți jucători accidentați. Avem foarte multe probleme de lot. Astăzi am avut, dacă nu mă înșel, cred 5 sau 6 jucători sub 21 de ani. Avem jucători precum Conte, care vine după o perioadă foarte lungă și a trebuit să-l luăm pe bancă. Avem probleme în atac acum, cu Colici accidentat, dar și suspendat pentru cartonașe galbene. Sperăm să menținem acest ritm, să înceapă să vină jucătorii care au anumite probleme și pot reveni până la meciul cu Dinamo și să ne montăm să câștigăm primele 3 puncte, pentru că este foarte important. În primul rând pentru poziția noastră din clasament, avem nevoie de puncte. Nu este niciun fel de presiune, presiunea este pe mine și întotdeauna le-am spus jucătorilor că voi ieși în față și voi apăra. Iar lucrul acesta s-a văzut astăzi pe teren în momentul când, mai ales în repriza a doua, când au dominat jocul 45 de minute. Au avut șanse, au și marcat în ultima secundă a meciului. Cred eu că lucrul ăsta trebuie să le dea moral și la următoarea partidă să fie mult mai bine. Cum considerați că ați schimbat la pauză atitudinea echipei, pentru că au venit mult mai determinați, așa cum spunea și dumneavoastră? Ce s-a întâmplat acolo? Eu nu zic că am montat ceva sau am făcut ceva la pauză. Și în prima repriză noi am avut, într-adevăr, cei de la CFR au avut ocazie mare prin Omrani. O poziționare proastă a lui Vătăl în faza respectivă. Au marcat un gol, iar în rest nu au avut nimic. Au jucat, știam jocul lor, un joc de forță, un joc fără niciun fel de greșeală, mai ales în spate. În același timp, noi am încercat să ne creăm ocazii. Am avut ocazia din cornera lui Colici, dacă dă mai bine cu capul. Au mai fost câteva faze care le-am avut la mijlocul terenului. Trebuia să le fructificăm mult mai bine. Dar atitudinea a fost și în prima repriză. Numai că realizările n-au fost ca în repriza a doua. În repriza a doua au intrat mult mai motivați și au dorit foarte mult să marcheze și lucrul ăsta s-a văzut. Puțin supărat pe Mateiu pentru experiența sa? Nu sunt supărat. Și poate Piliaceli ar fi putut face mai mult la acel gol, cum ați spus dumneavoastră? Nu cred că este momentul să vorbim despre acest lucru. Au fost ca la fiecare meci, dacă stați și vă uitați,
este același lucru. La Sepsi te duci, toată lumea ne-a criticat pentru repriza a doua. Acum suntem lăudați pentru repriza a doua. Dar dacă iei meciul și te uiți, la Sepsi trebuia să terminăm cu 3-0 sau 2-0 dacă scoatem golul lui Coliș, care într-adevăr l-a atins mingea cu mâna. Avem gol marcat de Ivan corect, avem fază 1 contra 1 cu portarul Colici, după care în repriza a doua pierzi meciul cu 3-1 și toată lumea uită ceea ce s-a întâmplat în prima repriză. Mă bucur că în meciul acesta repriza a doua a fost mai bună. Cât de nemulțumit sunteți de bilanțul ultimelor 10 partide, întrucât ați câștigat doar un singur meci? Normal că nu sunt mulțumit. Îmi doresc să câștig fiecare partidă. Dar n-are rost să discutăm acum fiecare partidă, pentru că îmi vin foarte multe lucruri în cap și nu avem timp. Colici a părut foarte nervos la meciul acesta și dacă dumneavoastră considerați că această nervozitate îl face așa să nu mai aibă limpezimea aceea în fața părții? Este vorba de nervozitate, este doar de faptul că își doresc să câștige, își doresc să marcheze. Există o frustrare pentru că n-aveți cum să-l vedeți pe Elvir Colici unul contra unul cu portarul și să rateze, cum a fost cazul la ultima partidă. A avut și astăzi câteva realizări foarte bune. Cu siguranță, eu sper să fie sănătos, pentru că ăsta este cel mai important lucru. După meci am văzut că avea anumite probleme la spate de la căzătura din timpul meciului. Oricum nu poate juca la meciul cu Dinamo, încercăm să le refacem până la următorul meci. Pare din ce în ce mai greu pe dumneavoastră să construiți, pentru că la fiecare meci mai pierdeți pe cineva. Asta este situația. Nu o să mă auziți pe mine niciodată că vin în fața noastră să vă spun că am nevoie de ceva. Am discuțiile care le am cu patronul echipei și cu președintele clubului. Știm exact ce probleme avem, încercăm să le rezolvăm cât putem de repede. Dar, da, avem probleme. Dumneavoastră a spus că ieșiți în față tot timpul, îi apărați, da. Luați toată presiunea pe dumneavoastră. E mai greu mult de atât. Și vă reproșați ceva? Adică, nu știu, nu. Pentru situația echipei în acest moment. Situația zi de zi, eu știu ce fac zi de zi cu ei. Știu exact ce se întâmplă la antrenamente. Dar vedeți că la sfârșitul săptămânii avem nevoie de jucători, avem nevoie de jucători cu experiență, mai ales în meciurile importante. Și când ai nevoie să faci anumite schimbări, acele schimbări trebuie să aducă un plus. Având în vedere numărul mare de jucători accidentați, în ce măsură aveți nevoie de alți jucători noi în acest moment? Vom vedea. Eu în continuare am încredere în jucătorii care am la dispoziție, au toată susținerea mea. Sper să revină jucătorii accidentați cât mai repede și să avem un lot mult mai numeros. Va fi greu să aliniați un prim 11 în aceste partide în care veți juca din 3 în 3 zile? Păi vedeți, în primul rând avem Coli suspendat, avem Bayram care a făcut un joc foarte bun și este accidentat. Trebuie să îi înlocuim. Avem jucători, l-avem pe Marco, avem Vână care trebuie să facă și el mult mai mult. Jucătorii care avem la dispoziție și ai folosim. Mulțumim. Cu plăcere. Ce faci în situația asta, Costele, în situația unui conducător, patron, președinte, care are un antrenor, care nu câștigă meciuri, vezi, cam în fiecare meci, vezi frânturi, o repriză bună, două, o repriză jumate bună, dar nu ies rezultatele, nu-ți acumulează puncte. Se accidentează jucători, toate puse cap la cap aduc Craiova într-o situație extrem de delicată. Craiova este în continuare amenințată, deși are program bun, dar este amenințată cu ratarea play-off-ului. Ce faci cu Reghecamp? Păi, în primul rând, noi nu știm ce discuții au fost înainte, ce promisiuni vis-a-vis de obiectiv, de jucători, pentru că dacă facem o analiză corectă a echipei, a lotului de jucători, lotul Craiovei nu este cel mai bun, adică este deficitar pe anumite poziții. Și aici vorbesc în zona centrală, a apărării centrale, chiar și în partea dreaptă. Nu știu, îmi place de Vlădoiu, dar poate nu e la nivelul unei echipe care vrea să câștige campionatul, nu? Joci cu Vătăjel, ok, un fotbalist bun, dar nu poți să joci cu un stângaci 100%, fundaș dreapta și să câștigi campionatul. Da? Ai probleme în zona centrală. Doar dacă te cheamă Petrescu.
care a jucat cu Bordeanu, da, de fundaș dreapta la Urgeni și a câștigat campionatul. Mai degrabă vezi fundaș stânga de picior drept, că asta s-a mai întâmplat în istorie. Păi la Naia Ungureanu. Naia Ungureanu, Filip Lam. Dar asta, asta are o... E bine, n-am jucat închizător și fundaș dreapta, dar nu. Și ideea... stânga, că el a jucat la Stuttgart, a luat titlul fundaș stânga. După aia s-a consacrat de picior drept. Ideea e alta. Apropo de închizător, la un închizător. Nu... E normal să fii fundaș stânga de picior drept mult mai mulți, pentru că sunt prea, mult mai puțin stângași decât dreptaci, exact, în lume. Da, e, adică e procentual. Da. Dar totuși, tu spui un adevăr că lotul e cum e. Dar în continuare, totuși, sunt 6 puncte față de voluntari. Adică, ok, eu înțeleg, da, nu ești la nivelul FCSB, nu ești la nivelul CFR Cluj și sunt niște realități, sunt clar, niște sunt clare, da? Dar nu poți fi sub voluntari la 6 puncte de voluntari. Pe de altă parte, vii cu jocul din seara asta. Și jocul din seara asta ți-e-ți spune că într-un fel sau altul se muncește ok acolo la antrenamente. Cu atât de mulți absenți. Cu atât pentru de mulți absenți. Ceva, noi am jucat cu ei. Da, da. Noi am jucat cu ei. Este echipa care ne-a pus cele mai mari probleme. Care în a doua parte a meciului ne-a dominat autoritar și a creat ocazie după ocazie la 2-2. Atenție, noi am dat gol pe final. Dar echipa era cu Nistor și cu Liesuri. Echipa era cu Marius Constantin. Era altă echipă. Da. Da, Colici era bine. Colici parcă n-a fost bine astăzi. Da. Nu, Colici nu e bine tot sezonul. Da. Deci Colici nu era, mai este... Era Markovic care a început titular și că... Știi că Markovic în momentul în care este... Da. Are încredere în el, da, și... Face niște meciuri, da, și face niște... dă niște goluri de... Dar... Nu cred că Reghe este vinovat pentru că se accidentează jucătorii. Pur și simplu e... O fatalitate. Așa am pățit noi la noi. Noi am avut la un moment dat 9 titulari accidentați. Nu au fost 2 accidentări, da, la fel. Sunt accidentări datorate contactelor, datorate intervențiilor adversarilor. Și aici este cum a fost și în seara asta, nu? Și la Colici și la Baira. Și mai este ceva. Chiar dacă am luat voluntariul ca și exemplu, mai sunt 6 etape. Da? În aceste 6 etape, cum spuneai și tu, Creva are un program mult mai lejer. Iar dacă ne uităm și la programul voluntarului, vor avea dificultăți în a se menține pe poziția. Vreau să vedem un moment petrecut undeva, cred că în prima repriză, da, cu Dan Petrescu, care se aud niște lucruri din nou de pe margine. Microfoane de ambianță înregistrează din nou un mod foarte aiurea în care se adresează unui jucător. Haideți să ascultăm momentul și să îl comentăm imediat. Adică, domnule, nu cred că poate nimeni să nege calitatea profesională a lui Petrescu. Nu cred că poți să negi un om care câștigă titluri la Urziceni, după aia se duce, face performanță europeană, vine la CFR Cluj, câștigă titluri, etc. Cum e cu înjurăturile astea și cum e cu jucătorii care acceptă înjurăturile astea? Că e clar că le accepti, da? Ei, nu cred că acceptă oricine. Nu cred că Ibrahimović ar accepta așa ceva sau, nu știu, altcineva. Nici Deac nu cred că ar accepta. Nici Deac, da. Și nu o să-l înjure niciodată pe Deac. Eu am lucrat cu el. Se descărca pe jucătorii care știa că niciodată nu o să răspundă sau niciodată nu o să fie vreo problemă. Credeți că l-a înjurat vreodată pe Maftei? Niciodată. Iar Gala Mazi a spus odată: Mister, te rog foarte mult, nu mă mai înjura, pentru că nu pot să joc dacă mă înjuri. Și nu l-am mai înjurat. Ok, dar vina cum e? Vina împărțită. Cum e cu povestea asta, cu injurile astea? Bun. Dan Petrescu e un nume. Trebuie să ne înțelegem, am văzut și pe Ferguson, dar, la un moment, da, dat, luându-l pe, adică nu, chemându-l la marginea terenului la un meci Milan United pe San Siro, nu mai știu, pe unul dintre fundașii centrali, dintre aia, Ivan sau ceva, deja, mă, când l-a luat într-o de-aia și se auzea doar cuvântul ăla cu F. Am auzit o poveste de cineva care a fost acolo. Ferguson s-a bătut 1-1 cu Mark Hughes. S-au bătut 1-1. Hai să ne batem. 1-1 s-au bătut în vestiar. A ieșit cam meci nul și s-a liniștit treaba. Deci. Da, este evident că nu e de acceptat așa ceva, da?
nu e de acceptat. Oricine este jucător respectiv și oricine ar fi, n-ar trebui să accepte din partea oricărui antrenor. Mie mi-ar plăcea mai mult să vedem ce face Camora după ce ia galben, că zice că a luat galben degeaba, primul galben, palma aia în gură pe care o dă lui Gustavo. Ce criză de isterie face Camora după aia, nu e al doilea galben, dar el e nemulțumit că a luat roșu și nu trebuia să ia primul galben. Dar ar fi foarte interesant, pentru că este ceva cu totul și cu totul ieșit din comun. Obrăznicia unor fotbaliști depășește limitele. Iar în momentul în care vine Vasaras și dă exemple că simulează Tănase, care n-a mai simulat de 2 ani, și cu Ivan, care nu știu, mare simulant, și el nu se uită de Debeliuc. Și uite de Debeliuc, el... Chiros Vasaras nu se uită și la meciurile CFR-ului, oare că o să-i trimit eu un montaj domnului Chiros Vasaras. Uitați-vă ce face. Și uitați-vă după aia ce atitudine are. Dar el zice că a luat galben degeaba. Cum să iei galben degeaba? Asta la orice sport e faul. Și la hockey. Și după aia face criză de nervi. Totuși pare ce o criză, Mihai, dar... Da. Nu-i dai al doilea, e adevărat, dar... E la limită, corect. E greu să-i dai galben aici. Corect de atitudine sportivă. Deci... Iar după aia, al doilea galben este indiscutabil. Dar ăsta nu-i galben. Nu. Eu n-am spus că trebuie să le limite. Eu am spus doar atât. Pentru că obrăznicia lui n-are limite. Asta este un atac întârziat. Ambele galbene sunt clare. Sunt clare, da, sunt absolut. Sunt clare. Și se trece cu vederea aia care e atât de sportivă. De unul la mână. Da. Ce a făcut Vasare este inacceptabil. Să dai exemple și am zis de atunci. Da. Să dai exemple de fotbaliști, să numești jucători care simulează. Deci nu e pentru că din momentul ăla clar creezi niște diferențe în campionat. Dai impresia că ai parte priuri. Poate n-ai, dar dai impresia. Tănase a mai simulat și în ultimii 2 ani. N-a mai simulat. N-a mai simulat. Să comparăm Debeliuc cu... Debeliuc cu Botoșan s-a aruncat de 3 ori în careu. Dar vreau să vedem și faza cu cartonașul roșu al lui Bălgrădean și să-mi spui ce crezi, Costele, că riscă Bălgrădean. Pentru că momentul respectiv este, cum să spun, mie mi se pare că Hațegan încearcă să, mi se pare că a avut un management excepțional al meciului. Și încearcă acolo, atenție cât încearcă să-l ignore pe Bălgrădean. Deci el încearcă să-l ignore special și reușește. Hațegan citește foarte bine situația, înțelege că Bălgrădean este foarte nervos. Aude că vorbește ceva, de el se îndepărtează și bine face. Da? Se duce și încearcă să fluiere pentru reînceperea jocului. Numai că Bălgrădean insistă. Și insistă la un mod foarte agresiv. Burcă lovește cu piciorul. Deci Burcă lovește fără minge cu piciorul. Îl lovește pe Marcovici, mi se pare sau pe... Uite, uitați-vă. Deci Bălgrădean continuă. Mie mi se pare că Hațegan caută cu... face exact ce dar, se spune, da? Dar în primul rând portarul. Să vezi bine și portarul să auzi mai nu puțin. Trebuie să vină acolo. Uite, vezi? Da. Bălgrădean se duce după Hațegan. Și continuă, și atenție, Hațegan tot vrea să-l ignore. Hațegan se face că nu îl vede. Numai că se duce direct cu roșu. Da. Și de asta te întreb, ce crezi că riscă Bălgrădean? Deci situația în care el îi arată cartonaș roșu, este evident că nu este un comportament nesportiv, da? Este un comportament care se traduce la violență, ceea ce înseamnă injurii, amenințări sau ceva de genul ăsta. Îmi dau cu presupusul, dar eu spun ce spune regulamentul, da? Ceea ce înseamnă minim două etape de suspendare. Au fost prea multe 6 minute de prelungire din punctul de vedere? Din punctul meu de vedere nu au fost multe. Uitați-vă la Burc. Ia uite. Da, dă cu piciorul. Dă cu piciorul, ce să facă și el. Dacă nu minge, și Ivan vine cu mâna în gât. Bineînțeles. Amândoi sunt... Nu să pui mâinile în piept cum fac jucătorii, se împing așa și eu dai cu picior. Dar nu contează, e CFR, nu o să se uite nimeni la probe video. Bun, eu, e interesant. E interesant, într-un fel vă obligă meme să câștigați mâine. Păi nu mâine. Întotdeauna, fiecare meci să câștige. Nu voi jucați ieri, de fapt, după logică. M-am uitat ca să nu râdă Petrescu de noi. Da, normal. Avem și noi probleme. N-aveți antrenor. Nu joacă Tănase, Toni nu e pe bancă. Bine că mi-a plecat Pinti la Națională. Ce trebuia să te faci principal. Na, am mai fost pe acolo cu Mioveniu. Am un singur meci în palmares, 3-0. Toni e singurul cu COVID, nu? Singurul din pozitiv. N-aveți alte cazuri. Nu, avem două cazuri de luni.
Ok. Doi jucători de luni. Da. Bă, poți să ne spui și numele? Păi, dacă CFR spune că n-are niciunul, eu de ce aș spune? Avem doi jucători cu COVID, ies. Când ies, de luni, duminică ies. Mâine ies. Ok. Mâine. Sau nu, luni chiar ies, da. Și Toni Petre fără, ratează meciul ăsta și ratează intermediara. Îl ratează și intermediara, da. Da, e, mă rog, e ok, are ceva simptome, dar nu cine știe ce. Dar clar că a simțit așa o durere în gât și și-a făcut un test, pentru că se testase și el odată cu noi luni, a ieșit pozitiv. Mulțumesc. Acum problema că am stat și noi cu el, dar eu am mai stat și cu el. Mulțumesc, Costel Sota, mulțumesc, prieteni, rămâneți cu noi.